La nivelul județului Vaslui, ponderea din teritoriu a fondului forestier este cifrată între 13,5 și 14%. Ce înseamnă fondul forestier, în primul rând? Așa cum institui legea 46 pe 2000, definiția pădurii, așa cum o dă codul silvic, este o suprafață de teren acoperită cu arbori. De activitate nu s-a arătat încântat nici directorul instituției, numai că pe el nu l-a deranjat conținutul, ci doar denumirea. Sunt o acțiune pe care noi aveam stipulată în codul silvic, se cheamă luna plantării arborilor. Deci, zice luna plantării arborilor, probabil, eu știu, în subconștientul nostru, ne-am deranjat faptul că s-a făcut prea multe abuzuri și am defrișa prea multe păduri în mod abuziv. Din punctul meu de vedere, era cel mai important să se cheme luna pădurii, fiindcă nu înseamnă importanța pădurii să o marcăm numai prin plantare propriu-zise, fiindcă pădurea are un rol mult mai important decât această acțiune propriu-zisă de plantare. Dar trebuie să o marcăm într-un fel și dacă e stipulată legal în luna plantării arborilor, așa ne-o însușim. Nimeni nu a spus însă care este suprafața de pădure care dispare lună de lună din județul Vaslui. Nu s-a menționat nicio secundă cine se face responsabil pentru arborii ce cad sub securile hoților. Toată lumea s-a mulțumit să laude inițiativa de a planta puieți în locurile supuse deja eroziunii.